România este țara cu cei mai mulți bolnavi de tuberculoză din Uniunea Europeană. 600 de copii cad victime cumplitei boli în fiecare an, iar tratamentul care le poate salva viața nu există în formă pediatrică. Deși sunt doar o mână de om, sunt tratați la fel ca adulții, cu efecte la fel de dure ca cele ale chimioterapiei. Mai mulți sunt excluși din societate din cauza stigmatului bolii și pierd ambunde școală, uneori fără șansa de a lua viața de la capăt, nici măcar după ce se vindecă în totalitate. Voluntarii de la Romanian Angel Appeal vor să schimbe această situație dramatică, a organizat o tabără de vară unde să fie ajutați să recupereze decalajul educațional cu ajutorul profesorilor, să facă psihoterapie, dar și să se bucure de cel mai mare dar al copilăriei, vacanța mare. Pentru asta însă au nevoie de bani, iar ca să-i strângă nuată pentru acești copii la swimatonul care va avea loc pe 30 iunie la București, este important să vorbim despre cum putem cu toții să ajutăm. Iar Andrei Dobre este alături de mine. Andrei, bună dimineața, bine ai venit! Bună dimineața și mulțumesc mult pentru invitație! Cu mare drag, din păcate, despre tuberculoză s-a vorbit foarte puțin în ultimii ani. Eu am aflat mai multe în momentul în care o persoană dragă mie s-a îmbolnăvit. Și atunci am fost șocată să aflu că boala asta nu face o discriminare, că nu trebuie să fii sărac să te îmbolnăvești. Iar acum aflu că acești copii, deși se vindecă, ei aproape că nu se mai pot integra în societate. Cum facem să-i ajutăm? Vorbim de 2018, de România, vorbim de o situație fără multe șanse, în condițiile în care acești copii nu primesc suport psihologic, educațional, psihologic și așa mai departe. Acești copii au o șansă să fie reintegrați, au o șansă să primească aceste servicii cu ajutorul voluntarilor de la fundație și cu ajutorul acestei tabere. Tabera nu este doar despre vacanța mare, este și despre a le arăta că se poate, despre a le demonstra că uneori stima de sine și intenția de a trece peste acest impas, peste această boală, cumva este parte din rețeta succesului. Este incredibil că în România și o profesoară, dacă se află că are tuberculoză și este la clasă, se poate trezi cu un dosar penal. Acești copii, din păcate, ei nu beneficiază de un tratament diferențiat. Ei sunt luați în aceeași categorie cu adulții și spuneam puțin mai devreme că efectele tratamentului, care este la fel de dur ca cel pentru cancer, poate avea efectele pot fi devastatoare. Tocmai de aceea mă întreb, ce se poate face pentru ca ei să se întoarcă la școală mai repede și să scăpăm de toate aceste prejudecăți? Deci, din punct de vedere medical, lucrurile sunt simple. Știm că nu avem un tratament special conceput pentru copii, deci, practic, ei trebuie să urmeze tratamentul așa cum urmează și un adult, cu efecte adverse severe, de la pierderea acuității vizuale până la pierderea auzului, efecte grave. Evident că nu există nici medicamente de suport pentru a face tratamentul timp de 6 luni mai ușor de luat, de depășit. Pe lângă asta, e nevoie de servicii educaționale, e nevoie ca profesorii să-și arate sprijinul pentru acești copii, e nevoie de a lucra cu familiile, e nevoie de a lucra cu comunitățile. De cele mai multe ori sunt semnalate cazuri din dispensare, din diferite județe, de copii care sunt depistați cu tuberculoză și nu mai sunt acceptați în școală. Și asta pentru că direcțiunea sau comitetul de părinți nu înțelege că formele de tuberculoză la copii nu sunt infecțioase sau și dacă ar fi, după 2 săptămâni de tratament, pacientul nu mai este infecțios. Și atunci, pe lângă acest tratament dur, copiii când se întorc sau dacă vor să se întoarcă la școală, sunt respinși, sunt excluși social, colegii stigmatizează, comunitatea nu știe ce este tuberculoza și cum se tratează și, de fapt, care sunt simptomele. Și atunci dispensarele fac eforturi în a le explica părinților și direcțiunii școlii, însă uneori nu e suficient. Știi, noi am blurat aceste imagini tocmai din cauza acestor prejudecăți, dar mi-aș fi dorit ca telespectatorii să vadă fețele acestor copii care se vede că provin din familii cu venituri modeste, dar care aveau o bucurie în ochi în momentul în care au primit niște pachete la care poate că nici nu sperau. Tocmai de aceea îmi doresc această tabără de vară să devină realitate. Spuneam că ei vor recupera materia pierdută în mare parte cât se poate, exact. Dar important este și psihoterapia. Cum este un copil care trece printr-un tratament atât de complicat cum este cel pentru tuberculoză și se mai lovește și de acest stigmat al bolii? De regulă, singura formă de suport a acestor copii sunt părinții. Și dacă și părinții sunt diagnosticați sau sunt în tratament sau au fost în tratament, cumva situația familiei este una destul de dramatică. Se deschide un cerc vicios al sărăciei și al problemelor.
Psihologul, asistentul social sunt cei care ar trebui să vină să ajute familia și copilul să depășească aceste probleme. De regulă, consilierea este cea care cumva ajută pacientul din punct de vedere psihologic să depășească această perioadă și o putem considera chiar o întrerupere a vieții, pentru că 6 luni nu faci nimic. 6 luni iei tratament și stai acasă și te rogi să nu te mai doară atât de tare articulațiile, să nu-ți mai vină să vomiți, să nu mai ai grețuri și așa mai departe. Ce e foarte trist e că nu ai nicio garanție că acest tratament va funcționa, pentru că înțeleg că sunt foarte multe cazuri de bolnavi de tuberculoză care, din păcate, nu răspund tratamentului. Nu este și cazul copiilor. Copiii, dacă de la bun început pleacă cu un tratament bun și sunt supravegheați și primesc suport, ei au toate șansele să se vindece. E mai problematic cu formele grave, formele multidrog rezistente pe care le fac adulții. Dar în cazul copiilor, ei chiar au o șansă. Pentru asta avem nevoie de bani să-i ajutăm. Urma să te întreb. Știu că sunt foarte mulți copii care, din păcate, provin din familii unde părinții au avut tuberculoză. Unii sunt orfani, deoarece și-au pierdut unul dintre părinți din cauza acestei boli absolut cumplite. Câți copii vor veni în această tabără și de câți bani e nevoie pentru ca ei să iasă alți oameni până la urmă de acolo? Deci, în proiect avem 15 copii pe care vrem să-i ducem în tabără. Dar pe lângă acești 15 copii mai este vorba și de consiliere cu familiile, este vorba și de sesiuni de informare și de educare cu colegilor, cu profesorilor în școlile din care aceștia provin. Avem sesiuni inclusiv în comunități, pentru că ei sunt din București și din jurul Bucureștiului, din comunitățile din jurul Bucureștiului. Evident că ne-am dorit să ajungem la copiii din toată țara. E nevoie peste tot de astfel de servicii. Dar exact, dacă sperăm să ajungem să finalizăm cu succes acest proiect, urmând ca apoi să încercăm să dezvoltăm servicii pentru toți copiii. 30 iunie este ziua în care voi veți fi antrenați și veți înălța la Sfimoton. Cum se desfășoară toate lucrurile și cum pot dona cei care vor să vă ajute? Practic, informații se găsesc pe site-ul special conceput pentru acest eveniment. Este un eveniment în care vin oameni voluntari să înnoate și în cadrul acestei luni, până în ziua competiției, fiecare înotător strânge bani de la prieteni, de la familie, de la telespectatori și așa mai departe, pentru a strânge suma de bani necesară proiectului pentru care el înnoată. Există o sumă estimată de care aveți voi nevoie pentru această tabără? Da. Pentru un copil, suma este undeva estimată la 2000 de lei, consiliere, tabără și meditații. Și sesiunile din școli, având în vedere că sunt 15 copii, avem nevoie de 30.000 de lei. 30.000. Eu nu cred că este imposibil să strângeți această sumă. Câți voluntari se vor alinia la start din partea voastră pentru copiii bolnavi de tuberculoză? 20. Suntem 20 de notători. Sperăm noi să facem cât mai multe bazine pentru acești copii, să strângem cât mai mulți bani și, evident, cu sprijinul inclusiv al telespectatorilor și al celor care doresc, pot găsi informații pe swimatonbucurești.ro la proiectul Copilărie fără tuberculoză. Pot găsi informații pe pagina noastră de Facebook, Romanian Angel Appeal, sau pot găsi informații pe site-ul nostru, raa.ro. Vor fi și pe pagina noastră de Facebook. Înainte de final, vreau să te mai întreb un lucru. De cât timp a intrat în contact cu copiii cu tuberculoză? Cum te-a schimbat această experiență? Pentru că, repet, eu m-am uitat doar la fotografii în această dimineață și mi s-a strâns inima și mă gândeam ce putem face pentru ca ei să nu mai sufere din cauza prejudecăților noastre și a faptului că nu reușim să ne deschidem mintea. Putem face multe lucruri, dar aș începe cu un mesaj pentru toată lumea că schimbarea, în primul și în primul rând, vine de la noi. Și în momentul în care devenim conștienți de problemele celor din jur, cumva cred că ne putem adresa altfel celor cu care intrăm în contact. Cu alte cuvinte, în momentul în care conștientizez că nu este vina acelui copil că s-a îmbolnăvit și că, de fapt, are nevoie de o a doua șansă, cumva mentalul tău și acțiunile tale cumva vor fi puțin diferite față de lipsa de reacție a oamenilor în general vorbind. Eu am foarte mare încredere că datorită vouă lucrurile se vor schimba. Vă țin pe unii pe 30 iunie și este important să donăm cât de puțin, pentru că până la urmă nu este nicio sumă minimă. Fiecare cât simte, atât poate exact să ajute. Orice sumă contează. Mulțumesc tare mult, Andrei.